Puteam să puțin totul cu 4 ore sau ceva. Cu ce? Nu, nu putem cu la a doua, nu. Nu-i doia, e a la a doua, atenție. Hai, hai, te ridicați aici. Dacă nu e, nu-i ușor. Păi, nu-i ușor. Păi, unde mă găsiți? Păi, unde mă găsiți? Aveți nevoie de apă pătrat? Păi, apă. Da. Visăm, dacă cumva am găsit apă pătrat între cine și cine s-ar plimba. Și pe unde pătrat între cine și cine. Dacă am găsit totul cu A, am găsit totul cu B. Adică, între alea două, trebuie să găsim apă să fie patru, nu știu. Aaaa, să e bătă. Aaaa, nu trebuie să fie bătă natural, poate să fie așa ceva. Deci, hai să vorbim așa. Atenție. Visăm. M-am mai povestit la problema cu Junca și cu ouă, nu? Cu Junca și cu ouă? Da. Bine, bine. Hai, dacă vedem să mergem cu A. Prima egalitate. Prima egalitate și cea cu B. Bun, dar aici apare A pătrat. Dar tine 7,2 ori A. Că tot nu te-ai mulțit cu A. Deci nu se poate mulți cu numai în interior. Tot nu te-ai mulțit. A la a doua nu ar fi 3,2 la a doua și 7,2 la a doua. Asta e. Adică la pătrată. A la a doua. Adică la pătrată. Atenție. Peste tot. Deci dacă A este cuprins între 3,2 și respectiv 7,2 echivalent cu asemenea că 3,2 la a doua e mai mic decât A la a doua, mai mic decât 7,2 la a doua. Sigur că ai dreptate. Corect. Și la B la fel. La B la fel. B-ul cum era între 1,3 și 3,7 echivalent cu a spune 1,3 la a doua mai mic decât B la a doua, mai mic decât 3,7 la a doua. Echivalent. Hai să văd cine. Hai să facem. 3,2 la a doua. 10,24. E mai mic decât A la a doua, care e mai mic decât 7,2 la a doua. Care face? Cât? 51,84. Mă rog să vedeți și 1,2 la a doua. 1,69. Mai mic decât B pătrat. Mai mic decât... Hai, repede. 13,59. Și acum trag linie și le adun membru cu membru. Și vine 9 și cu 4, 13, la sub 9, 11,93, mai mic decât 4 la pe pătrat, mai mic decât? Mai mic decât 3. 65,53. 65,53. Deci a pătratul cu pătrat se plimbă în zona asta. Și asta trebuie să scriem. Exact. Foarte interesant, dar mai am una care tot trebuie explicată. Păi, dar nu mai e. În bata mai e pentru 9 milioane. 5A-2B. Tot pe ăla, da. 5A-2B plus a pătrat. 5A-2B plus a pătrat. Plus a pătrat. Tot dumneavoastră trebuie să explicăm. Toate. E de A și B. Să vedem eu una atunci. Da, păi până nu vine una. Nu, s-o aștept. A s-o aștept-o? Să mă scoate din una din încăcătură. Nu, aia știți, aia știți. Puteți să mă ținem acolo sus cu
2. Pe prima cu 5, da. Pe prima cu 5 și pe a doua cu 2. Bun. Vedem când le și apoi le scădem. Da, să obținem 5 la minus 2 pești. Da. Și s-a pătrat cum face? Și a pătrat îl facem cum am făcut acolo și adunăm. Și pe aceea iar revenim la pătrat din corect de o profesă? Nu, da. Pentru că, uitați, înmulțim acolo cu 5, acolo cu 2, le scădem. Și ne dă un nuc. Și ne dă 5 la minus 2 pești. Așa. Și apoi ne dorim cu alea de sus. De-aia așteptăm Miruna. Nu, profesor, eu nu vreau să o vină Miruna. O țin la ușă. Trebuie să-mi explicați. Nu, 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 până așa. Bun. Adică am înțeles pe aceea cu sus. Pe 3,2. Asta cu 3. Bun. Nu, aia 5. Da, cu 5. Deci 3,2 mai minte tot 5, da? Adică te faci. Adică... O să dea 16,5. Da. Da. Și o să fie 2,6. Deci 2,6 mai mic decât 2B, mai mic decât, mai mic decât 7,4. Decât 7,4. Și acum ne scădem, adică facem scăderea. Dar de ce nu putem să facem? Pentru că la scădere, cât îmi dai aici? Păi acolo și 16 minus 2,6? Da. 16 minus 2,6? Știu. Cât? Cât? O să dea 13,4. Da, 13,4. Mai mic decât 5. A, minus 2. Minus 2B. Mai mic decât 36. 36,7. 8,6. Da, 28,6. 28,6. Da. Și apoi, uitați-vă, dar este adevărat. Păi de asta mă contraexemplu. Dacă 2B e foarte aproape de 7,4, atunci când scad din 16, eu trebuie să-l scad din 16. Deci poate să fie și varianta asta. 2B o să aproape de 7,4. Deci există un moment când la scădere, nu pe 2,6 trebuie să-l scap. Trebuie să-l scap chiar pe 7,4. Da. Și de aceea problema se complică. Păi asta-i. Da? Deci nu sunt deloc încântat de ideea asta, așa că le scădem membru cu membru. Nu se mai menține la scădere. Și atunci? Adică dacă l-am pe A cuprins între 2, între 5 și 7, iar pe B l-am cuprins între 2 și 3, este fals să spun că A minus B, adică 3, mai mic decât A minus B, minus B, mai mic decât 4. A minus B se cuprinde între astea. Este greșit, pentru că s-ar putea ca B-ul să fie foarte aproape de 3. Da. Și atunci 5 scăzut 3 și A-ul foarte aproape de 5, face 2. Nu? 5 scăzut 3-ul. Da. Dar iau și chiar egalul. Da. Ca să fie aproape de. Și povestea este complicată. Foarte complicată. Deci în condiția asta. De aceea sunt în momentul ăsta salvat, cu venit Miruna. Nu sunt salvat, cu venit Miruna. De ce nu e corect să facem așa? Dar nu e corect, dar luni ne dați o soluție. Luni, da. Ne dați bine. Dar dau și acum. A, dați-ne acum, vă rog. Păi vezi, dacă ne-ai spus de la început. Nu, o dau acum. Dați-ne acum, domnul. Ei, bine, când mulțim cu doi acela, eu aș zice că mulțim cu minus 2 ca să mă apropii. Așa. Da, da. Și atunci se schimbă sensul. Da. Și atunci
Trebuie să văd de acum să le spun lor cu minus 2 ăsta. Ok, dar și face pus a pătrat. Ei, atunci vine cum? Pentru voi, pentru cei mari. Și pentru cei mici, hai să zic, 16 mai mic decât 5 ani, mai mic decât 36, da? Da. Și mulțim cu minus 2. O să avem minus 2,6, domn profesor. Deci mulțim cu minus 2 pe B, vine 3,7 ori minus, se schimbă sensul și asta devine cel mai mic. Da. Și vine minus 7,4. Minus 7,4. Mai mic decât minus 2. Da. Mai mic decât minus 2,6, nu cred? 2,6, da. Și acum ne adun. Urmă la adunare se... Și vine 16 minus 7,4 face... Cât face? 16 minus 7,4. Și, bun. Cât face? Faci fără repede, Cristina. Da, mai mic decât... 8,6. 5 al minus 2. Mai mic decât... 36 minus. Da, și plus a pătrat... Și plus a pătrat care era plimbat între... Și iar revenim la forma inițială al oașii, îl ridicăm la pătrat? Așa, și îl punem de desubt. Păi da, uite-l pe la pătrat. A, îl punem de desubt și pe aceea facem și plus a pătrat? Plus a pătrat, da. Și el așa se scrie? Păi dar nu, pentru noi, ce înseamnă decât cu minus? Păi uite-te să-ți răspund acum. Am venit cât de cât m-am apropiat, că am zis că 2B este la aproape de 7,4, la scădere. De-aia îl scădem. Când 2B e foarte aproape de 7,4 și scaz, de ce nu trebuie să scădem din 16 pe 7,4? Cât faci asta? Eu uite acum vă scade pe zimei de la profesie. Nu vreau să văd cât face, adică cât face rezultatul. Asta. Spuneți-mi aici. O sunt de 8,6 acolo. 8,6. Mai mic decât... Mai 33,4. Și vreau să o să adun un A plus A la a doua. A pătrat era cuprins între 10,24. Și le adun acum. Și face 18,84, parcă văd așa. 18,84, mai mic decât 5 ani, minus 2B, plus A pătrat, mai mic decât 33, adică 4. 85,24. Între astea, astea sunt capetele în care se plimbă expresia 5 ani, minus 2B, plus A pătrat. Acum A pătrat a zis că e să plimbă de inițial, de sus am avut, nu? Între 10,24. Uite, e făcut aici. Da. 10,24 și 5,24. Și apoi le-a pun din nou, le-a pun din nou. Și o să am 5 ani și 12, nu s-a apătat. În stânga colorantul este... 18,24. Da. Partea asta la 25,24. Da, dar cum rezmicăm noi cu ăsta? Am făcut maxim efort acum, pentru ei. Înțelegând așa, când... Da, deci la scădere, fiindcă 2B-ul ia 7,4 maxim, la scădere vine minus 7,4. Și atunci el devine minus 7,4, nu? Da. Am spus încă o dată. 2B atinge pe 7,4 și când este aproape de el și eu scad, atunci am minus 7,4. Și minus 7,4 trebuie să ajungem 16. Față de 2B care e 2,6, minus 2,6 se duce în partea cealaltă. Că minus 7,4, iată, e mai mic decât minus 2,6 în barul nostru. Și de fiecare dată la scădere trebuie așa? Trebuie să schimbe sensul inegalității, da? Deci tot ce înseamnă cu minus se schimbă sensul inegalității. Nu se poate scădea membru cu membru. Aici e un plus, aici e AB. Deci unde este, atenție, unde este scădere, se schimbă sensul inegalității. Când schimb la clasa 7-a, când se ducește cu minus. Și repede, că suntem prin ora lor,
Nu profesor, deci am imediat. Deci aici, deci mulțimea e egală cu 3 elemente, mulțimea e egală cu 2 elemente. A, deci cardinalul lui A. Cardinalul A egal cu 2. 2 elemente, nu, mulțimea A e 3 elemente are în ea. 3. Și mulțimea B 2. 2. Și dacă trebuie să găsim mulțimea C, care e formată cu toți acei X, cu proprietatea X egal cu A plus B, unde A e din A mare și B e din B mare, atunci luăm primul element cu fiecare ăștia doi? Da. Sau mai primul cu ăsta? Nu, primul cu ăla care. Cu ăla care. Deci luai A plus B aici, lei cu ăsta și cu ăsta, cu ăsta și cu ăsta. După ce... Și găsești mulțimea C. După... Deci primul cu toți ceilalți. Deci primul de cu toți ceilalți. Cu ăștia doi. Ca ca să faci. Și faci mulțimea C. Exact. Ai înțeles că ținam? Deci aici. Deci lei cu ăsta întâi cu ăsta și facea cu ăsta cu ăsta. Și gata. Și găsești mulțimea C. Așa. Nu se facă. De ce? De ce ai venit? Dar am fost pregătit. Păi da, mai avea pregătit și nu n-a zis și de-aia n-am dus pe exercițiul la Olimpiadă. El a fost destul de interesant și asta. Da, a fost foarte interesant. Nu, nu, și, și astea da, sunt. Da, și astea sunt interesante. Și aveam ce face. Da, da. Nu, te duce, te duce Cristina. Da? Deci, aici va fi primul ăsta. Nu se duce la urmă, nu te rog. Opriți camera. Da, vedere.